gândești că n-ai venit în casă sau să te gândești că ai la tine măcar un leu? Ce faceți dacă ai avea la tine un leu? Ar fi cel mai fericit copil. Ce ți-ai cumpărat cu un leu? O ghețată. Călin știe că orice ar face, singur nu poate. E prea mic și prea apăsat de griji ca să-și facă dreptate. Iar uneori, neputința îl copleșește. Cu sănătatea, răcit la plămâni sau lovituri la picior, la mâini, din cauza muncii acasă. Este foarte greu să n-ai un certificat de naștere. Ești un copil care te simți ultimul dintre toți. Ești ultimul copil. Sorina e mai tăcută. Nu și ochii ei, care trădează gânduri, durere și furie. E prea tânără să se descurce singură, dar prea îmbătrânită de griji și de probleme. La școală mă simt că sunt singură. Prin sat, mai puțin, că mă mai bagă copiii în seamă. Adică nu există pe lume dacă nu am certificate și nu am actele făcute. Așa ți s-a zis ție sau așa simți tu? Așa simt eu. Da, de ce v-a fost greu să mergeți? Am încercat odată. Sunt ani de zile, ani buni, a trebuit să merg la Craiova, să merg la judecătorie. N-am știut că acel divorț eu trebuie să-l declar. Și m-am dus la tribunal să-mi scot hotărârea judecătorească de divorț, ca să pot să fac eu demersurile să declar copiii. Am umblat, du-te încolo, du-te la casa de căsători. Nu pot, deci... M-a deranjat, am pierdut o zi de muncă, eu am pierdut ziua aceea de muncă, era 130.000, 140.000 pe atunci. Copiii mei în ziua aia poate au răbdat de foame. Acum, când mama abia se mișcă prin casă, cei doi nici măcar nu se mai gândesc că ar putea să fie ajutați de altcineva.